bine, prieteni! Sunt aici cu Alex și astăzi o să facem zăpadă artificială! Am aici niște zăpadă. Da, veți avea nevoie de... Pardon. Tempers. O să mutați de tempers, adică. Adică și apă. Apă, da. Bun. Eu o să revin imediat. Ok, am revenit. Deci veți avea nevoie de apă. Într-un borcan avem apă. Și pampersul pe care o să punem apă în pampers. Aici am multă zăpadă pentru că am mai făcut. Acum punem apă. Da. Așa. Bun, punem apa. Am pus apa deja. Și după aceea scoatem conținutul din el. Eu filmez afară, dar e foarte frig și de aia facem zăpadă. Deci, după cum vedeți, este zăpadă. Vedeți? Aici este multă zăpadă. Vedeți? Mai scoatem și de aici. Vedeți? Scoatem multă zăpadă. Deci, dacă vreți să puneți mai puțină, și noi facem pampersul. Puneți mai puțină zăpadă într-un recipient. Și după aceea puneți apă. Și vedeți că se înmulțește super mult. Se face mult, mult, mult. Dar începeți să puneți câte puțin. Câte puțin, câte puțin. Nu așa de mult. Puțin, puțin, puțin. Puțin, puțin. I-am făcut și zăpadă cu colorant alimentar roșu. O să mai pun apă? Aici? Da. Mamă, ce-am dat aici? Mamă! Și scoatem conținutul de zăpadă artificială. Ce e chestia asta? Eu habar n-am. Habar n-am, asta n-am. Și mai scoatem conținut. Ok, scoatem conținutul. Tot conținutul din el. Ok. Cam așa arată după ce e normal. Și aici am scos multă, multă, multă zăpadă. Deci este multă zăpadă. Eu o să pun într-un recipient de plastic. O să pun un pumn. Așa. Și o să pun apă peste el. Vedeți? Și începe să se înmulțească foarte bine, bine, bine. Da. Foarte bine. Apa se absorbe în el și se face cam așa. Vedeți? Transparentă, aproape transparentă, dacă puneți mai multă apă. Și așa puteți să faceți cât mai multă zăpadă. Puneți puțin și faceți mult. Ce v-aș uitat. Vedeți? Este transparentă. Ca un slime sau ceva gelatină. Mai am aici, în sticla asta, multă zăpadă. Și mai am o cutie mare colorată. Ok, deci cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați like, share pe Facebook și să vă abonați la canalul meu. Salutare!